ziua, sunt profesor Cristina Popa, expert în realizarea resurselor educaționale deschise în cadrul proiectului CRED. Astăzi vom vorbi despre articularea substantivelor și anume despre articolul nehotărât. Materialul se adresează elevilor de clasa 7 de la școlile și secțiile cu predare în limba maghiar. Să urmărim conversația dintre cele două fetițe. Pe un caiet pot scrie sau desena cu un creion. Am scris o compunere despre niște câini curajoși. Sunt o rasă foarte cunoscută. Am citit și o carte despre ei, dar nu mai țin minte titlul acestea. Dacă am desenat niște căței ca cei din povestea ta, crezi că ar fi greu? Să observăm substantivele scrise cu verde: caiet, creion, compunere, câini, carte, rasă, căței. Observăm că toate au în față alte cuvinte despre care ați învățat în clasa a cincea că se numesc articole nehotărâte. Să ne amintim câteva lucruri despre substantiv. Substantivele sunt de trei genuri. Masculin, un și doi, un copil, doi copii. Feminin, o și două, o fată, două fete. Neutru, un și două, un creion, două creioane. Substantivele apar în dicționar la forma de singular, formă nearticulată. Copil, masculin singular, fată, feminin singular sau creion, neutru singular. Să ne amintim în continuare că substantivele sunt nearticulate, când nu oferă nicio informație cu privire la cunoașterea obiectului, sau articulate cu articol hotărât sau nehotărât, când obiectul le este cunoscut vorbitorilor. De exemplu, cuvântul creion este un substantiv neutru singular, este articulat nehotărât, un creion, unui creion. Iar la plural, creioane, este articulat nehotărât niște creioane unor creioane. Să comparăm articolul nehotărât din limba maghiară cu cel din limba română. În limba maghiară există articol nehotărât doar pentru singular, a cărui folosire este deseori evitat. În limba română, are două forme, pentru singular și pentru plural, pentru feminin, masculin și neutru. De exemplu, la masculin, un copil, unui copil, niște copii, unor copii. O carte, unei cărți, niște cărți, unor cărți, la feminin. Iar la neutru, un caiet, unui caiet, niște caiete, unor caiete. De reținut că articolul Nehotărât arată că obiectul denumit de substantiv este mai puțin cunoscut vorbitorului și ascultătorului. În limba română se așează înaintea substantivului pe care îl însoțește, fiind un cuvânt scris separat. De exemplu, Mamă, am găsit o pisică, spuse fetița. Cred că are nevoie de o familie. O! să exersăm împreună. Identificați substantivele articulate cu articol nehotărât din conversația de mai jos. Indicați genul și numărul substantivelor identificate. Maria, aș vrea să-și citesc o poveste scrisă de mine. Aseară, stând la birou, mi-am amintit o întâmplare din perioada petrecută la bunici și m-am gândit să o includ în povestea mea. Îmi plac foarte mult poveștile, mai ales cele scrise de Ion Creangă. Un scriitor are diverse surse de inspirație. Un cățel sau o pisică pot deveni niște personaje foarte iubite de cititori. Într-o zi, poate va ajunge personaj de poveste și cățelul meu. O poveste este un substantiv feminin la singular articulat cu articol nehotărât. O întâmplare, de asemenea un substantiv feminin la singular articulat tot nehotărât. Un scriitor este un substantiv masculin la singular, articulat nehotărât cu articolul un. Un cățel este un substantiv masculin, articulat nehotărât. O pisică, un substantiv feminin la singular, articulat cu articol nehotărât o. Niște personaje este un substantiv neutru la plural, articulat cu articolul nehotărât niște. Vă propun să exersați singur sau împreună cu un coleg. Recunoașteți în textul de mai jos substantivele la singular și la plural care sunt articulate cu articol nehotărât. Bună ziua! Aș dori să adopt un cățel, dar nu știu pe care să-l aleg. Mai am acasă niște pisicuțe la care țin foarte mult. Bună ziua! Mă bucur că îți dorești să-i oferi o familie unui animal de la adăpostul nostru și un câine merită să fie iubit. Ați identificat un cățel, este un substantiv la singular, de gen masculin, articulat cu articol nehotărât. Pentru restul substantivelor, vă recomand să apelați la profesorul vostru pentru a vă verifica răspunsurile. Folosiți corect articolul nehotărât. Succes.